Bună credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Mulțumim în seara aceasta pentru că suntem la închinare, pentru că suntem înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Mulțumim Domnule pentru cuvântul care Dumnezeu a vorbit cu fratele Daniel, am dat foarte atent și m-am gândit la lucrurile care a spus el. Vreau să vă spun cuvintele acelea care le-a spus în bisericile din România. Foarte puțin se vorbește despre cuvântul acesta din Apocalipsa. Și noi ar trebui să știm Scriptura. Ar trebui să știm lucrurile care vor fi în viitor, dragii mei. În această seară vreau să vorbesc câteva cuvinte din acest capitol și din acest verset, lupta cea bună a credinței. Am stat și m-am gândit, dragii mei, ce fel de luptă duc eu și ce fel de luptă duc persoanele din prejur. Și această luptă, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie o luptă bună ca să ajungă undeva, adică acolo unde ne-am pornit cu toții. Cu adevărat, lupta aceasta este mare. Avem un potrivnic care luptăm cu el zi de zi. Și acesta este Satana. Dorim ca Dumnezeu să ne ajute să luptăm în vremea aceasta, lupta aceasta cea bună pentru mântuirea noastră. Amin? Dumnezeu să ne ajute să luptăm această luptă bună a credinței. Să ne păzim credința curată, dragii mei. Ceea ce este important în vremea aceasta este să ne ținem o credință curată. Și atunci când vom avea o credință curată, dragii mei, nu doar una formală sau falsă. Deci o credință adevărată, Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, în seara aceasta să luptăm pentru credința aceasta curată. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute în vremea aceasta să luptăm pentru familiile noastre, frații mei. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvânteze familiile noastre, pentru că se dă o luptă foarte mare și în familie, dragii mei, în vremea aceasta. Nu știu cum sunt în familiile dumneavoastră, dar văd că diavolul luptă foarte mult și în familie. Diavolul vrea să distrugă familie în această vreme și ne spune Cuvântul lui Dumnezeu să lupți și pentru familie, să lupți în rugăciune pentru familia ta, să lupți în post, să lupți în stăruință, ca atunci când lupți, diavolul și puterea vrăjmașului nu se apropie de cortul tău. De aceea, în această seară, haideți să luăm o învățătură, pentru că trebuie să luptăm și pentru familiile noastre. Să luptăm ca Dumnezeu să aducă la mântuire pe cei nemântuiți. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă la credința adevărată pe cei care sunt formal doar. Doar o formă de evlavie. Dorim, frații mei, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lase o pocăință sfântă în familiile noastre. Amin. Nu doar aceia doar care merge la biserică marți, joi, duminică, care nu-i pocăință. Trebuie să ții o pocăință adevărată zi de zi. Prin umblarea ta, prin viața ta, prin ceea ce faci. Fie că ești la școală, fie că ești acasă, fie că ești la serviciu. Trebuie toți, dragii mei, să ținem o pocăință sfântă. Și dacă vom ține o pocăință sfântă, dragii mei, în familie, cu adevărat vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să luptăm această luptă cu înțelepciune. Este foarte important să luptăm această luptă cu înțelepciune, să cerem de la Dumnezeu înțelepciune, să avem grijă cum luptăm. Diavolul are strategii speciale pentru credincioși, așa cum are și pentru mine, așa cum are și pentru tine. Diavolul este foarte șmecher. Și are foarte multe, foarte multe capcane pentru noi. De aceea Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să fim atenți. Să ne ajute Dumnezeu să ne facem și noi niște strategii împotriva Satanei. Nu numai el să ne lovească. Trebuie să avem niște strategii în care noi, dragii mei, să putem să stopăm. Amin? Aș dori în această rugăciune să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să ne luptăm lupta cea bună a credinței. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel în acest capitol, în acest verset, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Cu adevărat, atunci când am încheiat un legământ cu toții,
înaintea multor martori eram cu bucurie. Poate tu care ești mai în vârstă, poate eu care sunt mai tânăr, am spus, Doamne, vreau să te slujesc. Și unii chiar dintre noi au citit un cuvânt, Domnul m-a cercetat prin cuvântul acesta. Dar ceea ce este principal, dragii mei, este să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, să ne ajute Dumnezeu să ne ținem această credință până la capăt și mărturisire care am făcut-o înaintea cerului, înaintea oamenilor care sunt pe pământ, să ne ținem această mărturisire până la capăt, pentru că spune cuvântul, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Uitați dumneavoastră în jurul dumneavoastră, cum mulți au spus, Doamne, vreau să te slujesc. Chiar din familie de la mine, din rudele mele, au spus, s-au ridicat și au spus, vreau să te slujesc, Doamne. Și după puțin timp au plecat în lume. Are rost să spunem, Doamne, te slujim și apoi după puțin timp să plecăm? Are rost, dragii mei, să luptăm această luptă doar așa de un puțin timp și atunci când vine furtuna, când vine valul, cum mi-a fost și mie lucrarea, când vine cernerea, vreau să întăresc lucrarea. În vremea aceasta sunt într-o cernere grozavă. O cernere grozavă, vă spun înaintea lui Dumnezeu, pe ambele laturi, și cea pământească și cea domnicească, diavolul vrea să mă cearnă. Dar ceea ce este principal, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mărească credința. Amin? Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Și atunci când nu putem noi, poate Dumnezeu, dragii mei, avem un Dumnezeu care are putere. Și atunci când vine înaintea lui cu sinceritate și din toată inima, Dumnezeu lucrează. Vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să luptăm lupta cea bună a credinței. Să ne ajute Dumnezeu, așa cum am spus, să ne luptăm pentru familia noastră, pentru credința noastră, pentru noi înșine, să ne păstrăm curați. Și atunci când va veni valul, atunci când, cum spunea fratele Daniel, va veni necazul cel mare, noi să stăm pe stâncă și mărturia care am spus-o acum odată în urmă, să ne ajute Dumnezeu să o menținem până la sfârșit, să nu călcăm legământul. Să nu călcăm legământul, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. De aceea aș dori în această rugăciune, prin ceea ce v-am spus, să ne rugăm înainte lui Dumnezeu din toată inima, ca Dumnezeu să ne țină tari și să ne ajute Dumnezeu să fim vegători. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înainte.